Bună seara, Universitatea Craiova a remizat astăzi cu Concordia Chiajna, scor 1-1. Domnul Emil Sandoi, antrenorul principal al formației noastre, își va spune opiniile vis-a-vis de joc, apoi va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Domnule Sandoi, vă rog. Bun, știam de la bun început că o să avem un meci foarte greu astăzi, pentru că este o echipă disciplinată, o echipă care închide foarte bine culoarele către poarta proprie. Din păcate pentru noi am avut și o doză mare de neșansă pentru că am început meciul de la 1-0 pentru adversar. Cu o greșeală copilărească pe care am făcut-o și de acolo lucrurile s-au complicat puțin. Am avut o primă repriză destul de modestă în care n-am fost inspirați. Cred că pe parcursul jocului am început să ne recâștigăm încrederea. Cred că am avut o a doua repriză în care ne-am creat mai multe oportunități. Până la urmă este bine că am reușit să egalăm pe final de joc. Făcând așa un calcul, vedeți, din 15 puncte posibile de când suntem noi la echipă, am reușit să obținem totuși 11. Sunt 3 victorii și 2 rezultate de egalitate. E adevărat, ne-am fi dorit foarte mult o victorie astăzi, ar fi fost important pentru noi, dar ce pot să vă spun? Sperăm să recuperăm punctele pierdute astăzi în partidele care urmează. Sunteți neînvinși din această echipă. Da, este foarte important că nu am pierdut până la urmă. Exact cum vă spuneam, din 15 puncte posibile am obținut 11. Sunt destul de puține echipe care în ultimele 5 etape au obținut 11 din 15. Dar asta nu înseamnă că nu ne-am fi dorit victoria astăzi. Și cred că dacă n-am fi făcut greșeala de la începutul jocului, probabil că am fi reușit să câștigăm. Totuși, Brandan a lipsit, Izvoranu. Păi, astea sunt problemele noastre cu care ne-am confruntat încă de la venirea noastră și cu care văd că ne confruntăm în continuare. Pentru că uitați-vă, din 5 fundași centrali pe care îi aveam în momentul în care am venit, da? L-am pierdut pe Izvoranu în prima fază, pe Cai și astăzi pe AK. Vedem, sperăm să-și revină cât mai repede, am rămas decât în 2 fundași centrali din 5. Deci, așa cum nu ne-au ocolit eliminările, așa nu văd că nu ne ocolesc nici accidentările. Deci, asta este situația. Vom fi obligați să compensăm prin prezența altor jucători. Sigur, vom găsi soluțiile până la jocul cu Brașov. Ați luat gurile din penalti. Exersați penalti la antrenamente? Să vă luați în formă pe Bălgărădean? Astăzi am și dat din penalti. Dar, da, e trist până la urmă. Pentru că, exact cum spuneați, în această perioadă de 5 jocuri, golurile pe care le-am primit au fost din lovituri de pedeapsă. Nu comentăm noi acordarea acestor lovituri, dar ar fi fost mai bine să evităm situații de genul ăsta. Am fi putut, sigur, să le evităm. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Thank you.